Poporul care s-a obișnuit cu neordinea socială și cu micile nelegiuiri, pentru că dacă te duci în ograda oricărui om de pe fața pământului, găsești un neajuns. Poate unul bea mai mult, poate unul e desfrânat, poate unul e un mic hoț, poate unul mic negustor, poate unul e mic afacerist, poate unul e mic mângâitor, unul e mic înșelător. Fiecare are micile lui carențe care, conform legii, ar putea oricând să intre sub incidența legii. Dar conform hurtei, adică a vieții necontrolabile, cum se spune, poți să te strecori, nu trebuie să fii neapărat omul cinstit care trece luna, ți-ai salarul și trăiești. Poți să-ți faci și celelalte, cum era, să spunem, pe vremea lui Răposatul, când era legea aceea, să nu ai miliarde sau milioane, pentru că nu erau miliarde, și era legea 18 sau ce era, să justifici de unde ai banii. Ei, acum statul, ca să nu piardă, a spus așa: vă iau și 24% TVA când cumpărați, sau 19%, vă iau și 16% impozitul pe profit, mai îmi dați și 20% la CSE, 40% va ajunge, că nu aveți voi ce faci cu atâția bani. Deci a găsit statul metoda să-și tragă ce al său. Dar aici oamenii nu erau interesați de mântuire și de pocăință. Cine este Ioan? Toți întrebau despre Ioan în cugetele lor, dar întrebau și un lucru bun. Pe deopotrivă erau bucuroși că au o șansă de mântuire, dar se vede că din cei care se botezau, unii așteptau și Hristosul. Și iată ce scrie mai jos. Ziceau unii în cugetele lor: oare nu El este Hristosul? Deci lumea știa că trebuie să vină un mântuitor. Și Ioan, care era văzător cu Duhul, asta înseamnă vederea cu Duhul, nu poveștile de muritoare, și astăzi sunt de văzători, nu-i nimeni chiar că s-a inventat oftalmologia. Ioan s-a adresat tuturor zicând: eu vă botez cu apă. Cel ce vine după mine este mai mare și mai tare decât mine. Eu nu-s vrednic să-i dezleg cureaua încălțăminte, adică învățătura și cărarea pe care vine, dar El vă botează cu Duh Sfânt și cu foc. Ei întrebau în cugetul lor, Ioan le răspunde pe față. Deci ce ne arată Ioan? Că misticul știe gândurile oamenilor. Mi-a plăcut într-o zi, ieri sau alaltăieri, când a venit o domniță din asta pe la spovedit și a spus: părinte, am fost la cineva și mi-a spus tot din viața mea. Ce nu știai din viața ta? Că te bate bărbatul, că te înșală, că nu-ți ajung banii, că nu te ascultă copiii, mare poznă. Ce ai câștigat cu asta? Parcă mă simt mai liniștită. Să vii cam să-ți repet eu săptămânal povestea asta și nu mai îmbla iure. Ținte de rugăciune. Ioan știa cu Duhul ce se întâmplă în inima poporului și a arătat că vine Hristosul cel mare, Păstorul cel mare, Doctorul cel mare, Vindecătorul cel mare, Arhiereul cel mare, Învățătorul cel mare, și îi va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Dar iată ce vorbește despre El, câtă seriozitate! Lopata este în mâna Lui. El va curăța aria, adică pământul. Grâul va da în jâtnița sa, vorbind de raiul, partea dreaptă, iar pleava va merge la foc nestins. Când folosim noi în popor câteodată termenul acesta, ai bă, că ești pleava societății, înseamnă că ești un om care nu-ți meriți existența societății, ești inutil. Ei, Hristos pe inutil nu-i suportă, trebuie să fim activi, utili. Dacă ești tatăl copilului tău, să te lupți și să le duci. Dacă ești mama copilului tău, să te lupți și să-l crești. Dacă ești familistul familiei tale, mi-a spus într-o zi cineva, foarte simpatici au fost. Deci când te uiți la tineri ăștia ai noștri, pe de-o parte îți vine să-i jopăiești cu jordea și pe de-o parte să te miri de naivitatea lor. Ei au venit în chip religios să-și rezolve o problemă în fața duhovnicului. Și întreabă soțul cu un aer de ala de personalitate, de impresie: părinte, e păcat să dai divorț? Zic, da, după ultimele scripturi, ce a legat Dumnezeu, omul să nu despartă. Știam acest răspuns.
Păi zic, și atunci de ce ați întrebat? Cum aș putea să-i explic lui Dumnezeu că eu nu mai simt nimic pentru soția mea? Are rost să stau așa să mă chinui lângă ea? Păi ca mare, că doar tu ți-ai ales-o, nu ți-a dat-o Dumnezeu. De ce încerci să-ți speli rufele prin Dumnezeu? Rezolvă-le prin tine. De ce vii să-l întrebi pe preot și pe biserică dacă să-ți lași soția că nu-ți place de ea, când tu ți-ai luat-o? Da, a stat 3 ani înainte, 2 după și apoi v-ați cununat. Cum după 5, 6, 7 ani, aveau 15 ani împreună, ți-ai dat seama că soția ta nu mai este bună. Și a zis, părinte, cred că n-am căzut pe aceeași lungime de undă. Zic, nu. Niciodată n-ai să dai tu divorț cu consimțământul meu, ai să-l dai cu consimțământul tău. Că pentru îndărătnicia inimii voastre a lăsat Moise cartea de despărțire. Nu pentru că nu-ți iubești tu nevasta. Tu nici nu știi ceea ce e iubire. Ți-ai luat-o atunci tânără și frumoasă, ți-a plăcut, i-ai trântit 3 copii și când s-a făcut mai rea de gură că cresc responsabilitățile și ea e mai aprigă și mai serioasă și trage de familie, ții nu-ți mai convine, că ești codărlan. Ați văzut la țară când ari, ce spune căruțașul? Băi, vezi că calul ăla e leneș, pune-l din brazdă, că dacă îl pui pe slalt, el nu trage. Și de ce îl pune în brazdă? Că cel din brazdă trage grindeiul. Celălalt care e harnic, oricum duce plugul și nu iese din brazdă. Așa și în familie. Când puturosul nu vrea brazdă, dă-i cu rugăciunea. Deci lopata este în mâna lui, leava o dă la foc. Deci să știm că există un foc veșnic și să știm că există o pleavă veșnică. Ea nu se arde, nu se mistuie, ci se conservă răutatea din noi să simțim lipsa prezenței și dragostei și iubirii lui Dumnezeu. Și spune că și multe alte îndemnuri propovăduia poporului prin vestea lui cea bună. Și după ce s-a botezat tot poporul, s-a botezat și Iisus, vedeți, repetă din nou istoria, s-au deschis cerurile, s-a coborât Duhul Sfânt peste el în chip trupesc, ca un porumbel, s-a făcut glas din cer, tu ești fiul meu iubit pentru care am nevoit. Și Iisus însuși era ca de 30 de ani când a început să propovăduiască, fiind precum se socotea fiul lui Iosif, care era fiul lui Eli și așa mai departe. Mergem pe linia genealogică, nu ne interesează, s-a discutat la Crăciun. De ce am încercat să vă prezint astăzi imaginea Sfântului Ioan Botezătorul? Ca să înțelegeți că acest Sfânt Ioan Botezătorul este pecetluitorul Vechiului Testament și începătorul Noului Testament. Este unicul proroc din istoria biblică care a văzut cu ochii lui tot ce a prorocit, a trăit tot ce s-a prorocit, a văzut cu ochii lui tot ce s-a prorocit și a murit apărând prorociile și dreptățile cuvântului pe care le-a vorbit. Deci el când a fost prins în temniță de Irod, cum vedem la tăierea capului la 29 august, el a fost ucis pentru faptul că nu suferea mizeria și nedreptatea socială și în special cea familială. Îi spunea mereu Salomei sau Irodiade, nu știu care, unei fix sau unei mamă sa, și spune așa, nu se cade să iei pe femeia fratelui tău, Filip, îl mustra că trăia cu cumnată sa Irod și nu suporta lucrul acesta. Deci Filip era mai pămpălău și ăsta trăia cu concubinajele, azi sunt o modă și înșelătoriile. Ei, Ioan Botezătorul și la vremea aceea nu supăra nici el, nu suporta nici el ca Salomea să fie o destrăbălată. De ce v-am spus toate lucrurile astea? Ca să înțelegeți că taina acestui mare botez cu Duh Sfânt și cu foc de 2000 de ani a rămas în istoria creștinismului așa cum o vedem și astăzi și ori de câte ori auziți cele două mărturii moderne care le aud permanent, le-am întâlnit în mii de întrebări și n-am vrut niciodată să mă afund prea mult în ele, că există Scriptură și omul să citească.
De ce să-l botezi pe copil mic dacă el nu știe că se botează? Știe mai multe decât credem noi și mai mult decât știu părinții care îți duc la botez din formalism, copilul intrând în contact cu apa și cu marele mir. Deodată se schimbă, se transformă. Alt copil este altfel, mănâncă altfel, doarme altfel, crește altfel, este că este sub pavăza Duhului Sfânt și este aforisit lui Dumnezeu de mititel și dăruit bisericii și altoit în butucul Hristos, are în el Duhul Sfânt prin mirungere, are pe Dumnezeu Tatăl prin altoirea în Hristos Fiul mai înainte de toți vecii și devenim fii după Duh acelui preanalt și are în el Hristosul, adică Euharistia, care îl face Hristofor și purtător de Hristos pe tot parcursul vieții. În momentul în care mai auziți câteodată că omul trebuie să se boteze la 30 de ani ca să-și spună păcatele, cum mai auzim pe la frații noștri de credințe creștine, strâmbe, spuneți-le un singur lucru. Dacă te-ai botezat, de ce mai fumezi? Dacă te-ai botezat, de ce mai înșeli? Dacă te-ai botezat, de ce mai curvești? Dacă te-ai botezat, de ce mai furi? Dacă te-ai botezat, de ce faci rău? Pentru că o zi de-ar fi viața omului, nu-i fără de păcat. Psalmistul David ne explică aceste două lucruri. Doamne, auzi rugăciunea mea, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Și iarăși îl auzim pe David, fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Când ne auzi cu câtă ușurință vorbesc de Duhul Sfânt și cum îl dau ei și cum îl trimit, eu mai mă uit pe postări din astea unde predică pastorilor și ce vervă fac și ce entuziasm. Ați primit Duhul Sfânt, vreți Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu-i nici zepelin de prins muște, nu-i nici cutii de chibrite, nu-i nici pachetele cu unt, nu-i nici pâine feliată, nu-i nici margarină, nu-i nici conservă. Duhul Sfânt este o stare pe care o cunoști din pacea lăuntrică a omului, din smerenia lăuntrică a omului, din curăția lăuntrică a omului, din dragostea lăuntrică a omului, din facerea de bine, din îndelungă răbdare, din toate cele pe care le lucrează omul, se cunoaște că asupra lui stă Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt nu vine la întâmplare. Ați văzut ce spune psalmistul David în ultimul psalm, 151, care poate puțin îl citiți. Era mic la casa tatălui meu, dar Domnul a binevoit întru mine. M-a luat de la oile cele fătătoare și m-a pus la cele cuvântătoare. Și-a ales pe David sluga sa și-a turnat peste el cornul cu un de lemn sfințit. Deci în momentul când prin botez părinții te-au dat lui Dumnezeu și te-au făgăduit bisericii și te-au pecetuit cu marele mir și te-au împărtășit cu Sfânta Euharistie și te-au botezat, cum spune Sfânta Scriptură, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, deci în clipa aceea ești vas sfințit al Duhului Sfânt. Ce spune mai departe? În biserică avem vase de cinste și de necinste. De cinste avem cele botezate și lucrătoare și de necinste, cele care pot cădea, dar trebuie să aibă lupta să se ridice. N-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. Vreau ca toți să mântuiască și la cunoștința adevărului să vină și pe cel ce vine nu-l voi da afară. Și ultima și cea mai des, ca asta o folosesc, și domnii ăștia ai noștri ușor pe dreapta, spun așa, Fiule, dă-mi inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Adică dacă Dumnezeu bate la ușa ta, primește-L cu conștiința ta, nu constrâns de nimeni. Dacă reușești să-L bagi pe Dumnezeu în tine, cum spune Hristos, morții să-și îngroapă morților, tu vino și-mi urmează mie, atunci ai reușit să fii cu Dumnezeu. Pentru că ne aflăm la un moment sensibil, ca să spun așa, acum au început sărbătorile celor care respectă calendarul iulian și ei sunt în sărbători, deci să aveți bună cuvință, să fiți cât se poate de decenți și de educați, nu trebuie să vorbim urât sau să luăm peste picior, este acea diferență de 13 zile
de atunci din 24, care nu s-a mai putut reglementa și intra într-o normalitate. Deci trebuie să fim politicoși față de sărbătorile care și ei le cinstesc. Nu s-a născut Hristos de două ori, dar dacă vrei poți să cinstești nașterea lui Hristos în fiecare zi. De câte ori îți faci pravila, canonul, faci o faptă bună, te rogi, te închini, pațmătănii, ești evlavios, faci milostenie, Hristos vine în inima ta și se naște din nou, așa că noi în Duh îl putem naște în fiecare ceas și clipă. Și pentru că s-au terminat sărbătorile de iarnă și nunțile și petrecerile sunt scurte, imediat în februarie, cândva, ne pregătim deja de postul mare. Vă atrag atenția să fiți pregătiți, să nu slăbiți lucrarea rugăciunii, că numai cât am terminat un concurs și ca și sportivii ne antrenăm să intrăm într-un alt concurs, îndată rânduiala postului celui mare, care o să înceapă și ea îndată cu fiul risipitor, cu vameșul și fariseu, cu înfricoșata judecată, cu izgonirea lui Adam din rai și iarăși vom intra în adânc de scripturi și vom vedea alte minuni și alte revelații și alte lucrări care la baza lor au același mare cuvânt. Spune așa, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Numai că acolo scrie așa, Doamne, milostiv fii mie păcătosul. Așa începe postul mare. Deja suntem în nepăsarea și uitarea cea sfântă de Dumnezeu și atunci trebuie din nou să ne retrezim la viață. Dacă este vreun Ioan și vreo Ioană, că ei sunt și Hristostom și Prodrom. Ioan Botezătorul este numit Ioan Prodrom. Astăzi este sărbătoare la schitul românesc Prodromul, la primul așezământ, cel mic, de prima dată din piatră, făcut de Nifon Ionescu, care poartă hramul Sfântului Ioan Botezătorul. Este și o icoană făcătoare de minuni, care în momentul în care un turc s-a dus să scoată argintăria, când s-a uitat odată urât la el Ioan Botezătorul, a leșinat și a căzut jos, când și-a revenit, a fugit și a lăsat icoana în pace. Dar și astăzi icoana poartă chipul acela încruntat. Adică în Ioan Botezătorul trebuie să vedeți și un prieten, primul om care i-a pus mâna în creștet lui Dumnezeu din toată creația Pământului, dar și primul om care l-a judecat stând de-a stânga Sfintei Treimi, tot la tronul lui Dumnezeu, s-ar putea să spună, nu vă cunosc pe voi, nu v-am văzut de bobotează la biserică, spovediți și împărtășiți. Deci să nu glumim cu evanghelistul Matei, care ne spune așa, apostolii judecă cele 12 neamuri sau seminția lui Israel, iar sfinții vor judeca lumea. Să ne împrietenim cu sfinții prin rugăciunea simplă, curată și modestă, din inimă smerită, și atunci când vom fi în cer, îi vom avea părtinitori și îi vom avea mijlocitori la